Vreau să vă informez că cursa ROM 702 pe relația Iași-București, cursa Tarom, cu plecare la 9:30, s-a întors la bază datorită faptului că probabil comandantul a sesizat o defecțiune la bord. Aeronava a aterizat cu bine la ora 10 fără 10. Urmează să, cam în cursul zilei de astăzi, să ia măsurile de rigoare, măsurile tehnice vorbesc asupra acestei aeronave, iar pasagerii vor fi îmbarcați într-o altă aeronavă. Să știi cu exactitate ce fel de problemă a fost la motor? Compania știe, eu nu pot să știu exact ce. Doar atât am fost anunțat că aeronava va ateriza de urgență înapoi, iar noi am pus în aplicare măsurile de rigoare în asemenea situație. Nu știu, a fost nevoie de intervenție medicală cu pasager panicat? Sau nu, ceva nu, n-am avut niciun pasager panicat, deși noi am avut toate mijloașele la îndemână, cu salvări, cu pompieri, cu tot ce trebuie. De când n-a fost așa ceva pe aeroportul Iași? Cel puțin de când sunt eu, n-am avut o asemenea situație. Ce?